Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă spune Mihai Mironică, bine ați venit la ProSport Live. Astăzi discutăm despre un weekend plin de evenimente în Superliga și, desigur, și despre marele meci de diseară dintre FCSB și Farul. Liderul campionatului primește vizita campioanei deținătoarei trofeului chiar de ziua regelui, chiar în ziua în care Gică Hagi, antrenorul patron al Farului, împlinește 59 de ani. Alături de mine în studio se află fostul coechipier al lui Gică Hagi, în cea mai mare echipă națională a României din istorie, Florin Prunea. Salut, Florin, bine ai venit! Te salut, Mihai! Și colegul meu de la ProSport, Cristian Luț, este alături de noi. Salut, Cristian, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Florin, pentru că am început cu această precizare, că astăzi Gică Hagi împlinește 59 de ani, cu ce gânduri traversezi tu această zi când te gândești la fostul tău coechipier? Păi, cum am trezit în primul rând dimineață, l-am sunat personal și am urat la mulți ani și am dorit, bineînțeles, și baftă pentru meciul de diseară. După aceea, pe grupul nostru care îl avem, grupul Generației de Aur, am început să curgă mesajele de la toți colegii și, bineînțeles, am zis, băi, mai ușor că cineva mai și muncește astăzi. Da. Bineînțeles că ne-am mulțumit la toți pe grup și ne vom vedea viitoare, data viitoare, bineînțeles că trebuie să dea și el ceva, că na, așa să cade, nu? Prietenii. Voi v-ați întâlnit de curând și cu ocazia lansării unui documentar despre acea generație a voastră care a făcut cea mai mare performanță din istoria națională a României. Da, o să-l vedeți, de-abia aștept să iasă. Sunt imagini unice și istorii, nu neapărat meciurile, că cum au fost pregătite meciurile, ce s-a întâmplat în zilele premergătoare meciurilor, cum s-a ajuns la asemenea performanțe. Este un film care de-abia l-aștept să iasă cu toții și mă întreabă toată lumea, domnule, dar când apare? Mai este puțin. Da, mai este puțin timp și va fi în cinematografe, adică se poate merge la cinema pentru a vedea aceste imagini inedite de care vorbim. Care sunt amintirile tale mai speciale legate de Gică Hagi? Păi uite, spun una specială. În 1987, dacă nu mă știu, sau 88, meci la Ucluj, Steaua București. 2-0 pentru noi, pentru Cluj, minutul 20, și am apărat 12 metri. Lui Gică Hagi? Lui Gică, unul stânga, unul dreapta. Domnul Porumboiu, arbitru de centru, mi-aduc aminte perfect meciul. Și s-a terminat meciul 2-2, două goluri Ilie Dumitrescu. S-a terminat 2-2. Era mare lucru pentru... Era cumva în sezonul în care veneau după câștigarea... Veneau după câștigarea pe campionilor, fantastic, da. Fantastic, deci era ceva... Noi eram, pe vremea aia, eram 6 jucători de la Dinamo, venisem. Eu, Movilă, Suciu, Cristi Sava, Dochia. Eram așa. Erați din zona de acoperire a lui Dinamo. Eram din zona, da. După meciul ăla chiar am primit o aprobare de mașină de la domnul Ianuș. Ce înseamnă aprobare de mașină pe vremea aia? Uriaș. Erau vreo 30.000. Era 60.000 mașina, dar numai aprobare era 30.000. Da. Anul acela, după aceea, la un an, în 88, iarăși meci la Cluj. Cluj, Steaua. 1-1 i-am egalat, minutul 92 i-a egalat Dochia, mi-aduc aminte. Mamă, dar nu vă lăsați Silviu când era vorba. Da, nu. Da. Dar la București când veneam era groasă. Da, da. Dar oricum, în vremurile acelea era mare lucru să faci un egal cu Steaua sau cu Dinamo. Da. Chiar și acasă. Da. Și după meciul ăla la fel. O altă aprobare de mașină am primit. Genial. Da, așa erau vremurile. Dar și... era un stimulant extraordinar pentru voi să jucați tare în meciurile alea, păi cu o aprobare de mașină. Păi cum să nu fie? Era, păi, nu luam atâția bani tot anul cât luam la Ucluj când luam la meciul ăla. Da. Bine, erau și fotbaliști. La noi juca Toni Doboș, Stelian, Ghermat, fundaș dreapta, Pojar, fundaș stânga. Păi ce meciuri erau lăcă cu Pojar la Cluj. La București Pojar nu venea. Ba, avea cartonașe, ba, era Cristi. Da, da, la Cluj era, aoleu, ce era la meci. Mi-aduc aminte la un meci cu Crăciunescu, l-a prins Cristi Pojar pe lăcă de aici, de jos. Băi, când am auzit pe cultor, cine țipă, Crăciunescu? Băi, cine țipă, cine se bate acolo? Cristi îl prinsese pe lăcă și îl strângea de aici. A chemat pe amândoi, vedeți că dacă mai faceți, vă dau afară pe amândoi. Erau meciuri tari de tot. Da. Multe am cu Gică. Bine, în cantonamente, ce ne făcea și mie și cu Stelică, ne dădea cu capul de bărt, goluri de la mijlocul terenului. La oficiale mai mult l-a pompat pe Stelică, cam așa e. Așa e, da. Pe mine nu. Mi-aduc aminte de golul ăla fabulos de la Brașov din finala cupei. De i-l-a dat din tribună. A mai fost și unul pe Dinamo, tot din zona aia de acolo. Tot la un Dinamo Steaua. Da. Da. Dar tu cum ai intuit atunci de i-ai apărat două penalti într-un singur? Păi m-am dus, am plecat dinainte. M-am dus la șansă. Primul m-am dus aici jos lângă bară și al doilea în partea cealaltă lângă bară. Două fost, ți-a da. Zis ceva atunci când i-ai apărat nu două nu mi-a zis nimic, nu. Aia, eu erau campioni, erau, aveau multe puncte în față atunci. Dar era un oroi, mi-aduc aminte, 10 minute ningea, 10 minute ploua pe vechiul Ion Moina. Da. Dar avea o echipă mare.
Bine, am multe cu Gică, cantonamente, păi înseamnă cantonamente... Apropo de cantonamente, era atât de bun cum era la fotbal și la chestiunea acestea de cantonament, gen remi sau ce mai făceați voi în cantonament? S-a mai băgat la remi, dar nu prea. Nu era campionat. El la antrenament, de la antrenamentul. O lași sora lui mingea și începea și trebuia să fii pregătit. Când avea mingea la piciorul, eram sigur. Băi, fugeam repede, nu mai steam. Când o avea altul la piciorul, steam mai în față, că poate dădea o pasă lungă. Dar când era mingea la Gică, n-avea nicio șansă. Dacă te prindea jumătate de metru, băi, Mihai, o lovea atât de scurt, el n-avea. Gică n-are un picior mare. El are 36 da. Picior. Mă, dacă cum o lovește direct în mijlocul ei, acolo, că nu trebuie să, să lovești, să ai laba mare la picior ca să dai tare minge. Trebuie să o lovești exact unde e, în mijlocul ei, unde trebuie. Uite, Gică, uite așa o lovea. Toc! Și nu mai, adică dacă te prindea jumătate de metru, nu avea nicio șansă. Te făcea de... Da, da. Făcea double. Și apropo de ce zici tu, că aveai grijă când îl vedeai pe el la minge să stai prudent, da. Păi ne-am aminte ce goluri a marcat de la mijlocul terenului. De exemplu ăla din Spania, când juca la Madrid. Păi și cu Columbia. Și cu Columbia, cam tot desigur. Așa, cam tot de acolo. Cam tot acolo, da. Cam tot acolo, da. Da, da, incredibil. Bine, har de la Dumnezeu. N-ai, astea numai de la Dumnezeu ți le da. La cei mari. Cristian, tu, pe Gică Hagi, mă gândesc că datorită tinereții tale l-ai prizat doar așa, prin prisma internetului, prin prisma imaginilor de colecție. Și, na, cu ocazia asta, acest documentar poate să-ți, pe care ți-l recomandăm și ție să-l vezi la cinema, este o șansă să cunoști această națională în profunzime, o națională care ne-a făcut nopții de vis, mai ales atunci în America. Da, cu siguranță voi urmări și eu documentarul. Chiar am avut în copilărie un set de videoclipuri cu generația de aur. Am avut ocazia să iau chiar un autograf de la Gică Hagi când aveam 8 sau 9 ani, mi-am amintesc. Pe DVD-urile respective le-am văzut de mai multe ori pe fiecare. Eram de-a dreptul fascinat. Eu urez și eu la mulți ani pe această cale. Ce să zic, e o zi mare pentru fotbalul românesc, o zi mare și pentru fotbalul internațional. Mai sunt astăzi născuți Cristiano Ronaldo, Neymar, Carlos Tevez, printre alții. Da. Am văzut că e și Takayuki Seto, printre ei, am văzut că e ora cei de la Petrolul la mulți ani. Pasator decisiv. Sau nu, era cât pe ce să fie pasator decisiv, a avut o ocazie mare. Hermannstadt din pasa lui. Da, pardon, Petrolul. Mi s-au amestecat lucrurile. Petrolul, da. Cred că a fost pasator decisiv. La Ișvan, la faza aia. Da. În fine, ne întoarcem la acest meci. Spuneai, Florin, că i-ai urat succes lui Gică Hagi. Crezi că are o șansă deplasarea de pe arena națională din această seară? FCSB este favorită. Eu am spus-o și mențin afirmația că FCSB, dacă nu se întâmplă ceva, Neprevăzut înseamnă accidentări, eu știu, se lipsească foarte mulți jucători, este o echipă care e greu de oprit, de la mijloc în față. Ei și-au rezolvat și problema pe zona centrală de apărare. Aici este, acolo mai era marea performanță. Joacă Daua și cu Enghezana, joacă extraordinar. Ce le-a lipsit lor? Adică, practic, ei erau aproape de a fi campioni sezon de sezon, dar aveau problema asta cu apărarea. Pare că și-au rezolvat această problemă. Eu cred că aici este meritul antrenorilor. Pentru că ei sunt zi de zi cu ei acolo și au lucrat foarte mult. Eu aș adăuga și meritul lui Gigi Becali. De ce spun asta? Daua a fost unul dintre cei mai ironizați fotbaliști din istoria modernă a campionatului. Și s-au dat șanse incredibile și față de alți jucători. Mi s-a părut că Becali, din nu știu ce motive, putem vorbi despre orgoliul lui, pentru că el a fost o provocare personală, el l-a adus de la Botoșani, probabil împotriva voinței colaboratorilor lui din club, și atunci a insistat cu el și vedem că Daua, din acel jucător nesigur, s-a transformat într-un fotbalist care, spui tu, e de top în acest moment pe poziția lui. Calitățile lui sunt extraordinare din punct de vedere fizic. Fundaș central cu viteză nu prea vezi mai rar. El are viteză, are joc de cap extraordinar. Acum am văzut că ușor a început să și construiască. Nu mai face greșelile care le făcea, adică joacă simplu, numai cum mai întoarce o mai... Și asta îmi vine decât de la practică. Asta înseamnă antrenamentul și, bineînțeles, încredere care ți-o dau rezultatele. Pentru că în momentul de față vedem toți jucătorii FCSB-ului. Uite-te la ei cum se bucură la gol. Uite-te când sunt. Ei tot timpul sunt cu zâmbetul pe buze. Ei joacă, se vede că joacă, merge treaba. Când merge treaba, atunci îți ies toate. Și ai și din punct de vedere fizic și din punct de vedere tehnico-tactic. Vezi că îi domină pe toți. Cel puțin mijlocul terenului, de la mijloc în față, sunt letali. Apropo totuși de mijloc de față, Cristian, Darius Solaru, golgheterul campionatului, le va lipsi celor de la FCSB în această seară și în seara acestei zile. Și de asemenea, chiar tu îmi spuneai înainte de misiune că Florinel Coman ar avea și el
o problemă. Da, BM Stoica a declarat seara trecută că, că Florinel Coman și Luis Felipe nu s-ar fi antrenat zilele trecute. Înțeleg că Florinel Coman ar fi răcit, rămâne de văzut dacă va lipsi și el sau nu. Poate că a fost doar așa, o vorbă aruncată în vânt ca să mai pună un pic presiune și pe adversari. Poate să îi, eu știu, să îi dau o impresie greșită lui Gică Hagi cum să pregătească meciul pentru această seară. Mă gândesc oricum că va fi o absență foarte grea a lui Darius Olaru, pentru că Olaru, mai ales în acest început de an, a jucat extraordinar în toate meciurile. Evident că FCSB va fi probabil altfel fără el, dar pe de altă parte și meciul cu UTA a arătat că se pot descurca fără Coman. Nu văd de ce nu s-ar descurca și fără Olaru un meci. Bun, haideți să-l ascultăm pe Gică Hagi. Vorbeam despre faptul că e ziua lui, e și chiar în această zi joacă în compania formației pe care el o numește în continuare Steaua și o consideră echipa la care el a strălucit și cu care a ajuns până în finala Cupei Campionilor Europei. Mie nu-mi plac cadourile. Puneți altă întrebare, asta lua altcineva, dar nu mie. Mie nu-mi plac cadourile, eu n-am cadou, eu știu că totul se obține în viață prin muncă. Fotbalul are nevoie de bani, iar dacă noi nu avem în spate pe nimeni, atunci avem, trebuie să avem oamenii cu bani să vină să investească în acest club, să creadă în acest club, așa cum a crezut Hagi sau Rivaldo. A crezut mai repede în un străin, a crezut în acest club, decât mulți oameni care cred eu că au foarte mulți bani, au făcut bani în România, au foarte mulți bani și că cred eu că Farul e una din, sau poate cea mai bună echipă care poate fi cea mai rentabilă. Mai mult de atât, încă o dată vă repet, nu se va întâmpla mai mult de atât. Să nu credeți că Farul în condițiile acestea poate să meargă în Europa și să rupă nu știu ce, că eu jucătorul cel mai bun, că e tânăr, că e nu știu ce, imediat trebuie să-l dau. La mine e cum meșterul Manole, tot ce construiesc în 6 luni într-un an, la anul o iau de la capăt. De la zero, cade tot și o iau de la zero. Mai mult de atât nu pot să fac, e nevoie de acest lucru. Nu se întâmplă, e clar că într-o bună zi nu o să stau toată ziua să muncesc, am muncit 14 ani, doar acum în ultimii 2 ani am luat bonusuri, dar am muncit 14 ani pe gratis, deci gratis, fără să, sau pe 500 de euro, 500 de euro salariu. Asta nu se mai poate să întâmple, nu o să mai fie, nu poate să meargă înainte așa. L-am ascultat pe Gică Hagi cu declarații oferite înainte de această partidă dintre FCSB și Farul de diseară. Și acum îl salutăm pe patronul echipei, șef și Laslo Deosechi. Bună seara, domnule Deosechi! Bună seara! Ați pierdut o partidă importantă în lupta pe care echipa dumneavoastră o duce pentru a fi din nou în play-off la finalul sezonului regulat. Și vedem că această poziție echipei dumneavoastră este amenințată și de Hermannstadt. Da, într-adevăr. Chiar în momentul de față conduce la voluntar cu 1-0. Sunteți în afara zonei play-off în acest moment? Da. Asta e. Deci am avut 2 meciuri, n-am reușit să scoatem, din păcate, nici măcar un punct. Am avut așteptări puțin mai mari, dar așa e fotbalul. Ce ar însemna pentru șef și să nu se califice în play-off în acest sezon? Cum să vă spun? Deci nu am fost în play-off în fiecare an. Am dorit foarte mult să intrăm în play-off, dar dacă cumva nu intrăm în play-off, încercăm să luptăm pentru locurile 7 și 8. Ați avut un final de an 2023 remarcabil cu noul antrenor Bernd Stork. Ce se întâmplă în acest an de nu mai aveți acea continuitate în victorii de care ați avut parte în finalul anului trecut? Nu știu, deci meciul de la UTA cred că nu merita mai mult decât a fost scorul. Din păcate am jucat foarte slab. Iar ieri nu pot să spun că am jucat chiar așa de slab. Nici n-am fost prea bun, dar am condus cu 1-0. Trebuia să mai marcăm încă un gol. N-am reușit să marcăm și fotbalul te pedepsește. Credeți că echipa dumneavoastră a fost defavorizată de centralul Ișvan Kovaci în acest meci cu Universitatea Craiova? Asta nu e numai părerea mea, deci am văzut, toți specialiștii au vorbit despre arbitrajul de ieri, au fost vreo 6 decizii greșite. Eu așa consider că au fost 2 lovituri de la 11 metri și la pe un. Nu cred că a fost arta acolo, dar în fine. Iar ceea ce a fost cu Marcovici când a primit 11 metri Craiova, bine, până la urmă
a refuzat cel de 11 și cel de la VAR, dar acolo a băgat total pe uriașă Marcovici, deci trebuia să primească minimum galben. Iar a fost la sfârșitul primei reprize când fundașul central de la Craiova trebuia să primească galben în al doilea. Și arbitrul a fluierat sfârșitul primei reprize, deci acolo chiar a fost comic, trebuie să spunem că... Na, dar eu niciodată nu comentez de arbitraj, nu spun nici în momentul de față că am pierdut numai datorită arbitrajului. Așa e, fotbalul, asta e, mai greșesc și arbitrii, dar au fost prea multe greșeli. Trebuie să spunem lucrurile pe nume, n-a fost la locul lor arbitrajul de ieri. Și nu trebuie să spun că cei de la VAR, am auzit deja a doua oară când zice că domnul Costreie e frică când e domnul Covaș la centru. Păi atunci de ce mai te leagă arbitrii la VAR? Atunci nu mai are VAR-ul nicio putere dacă încercăm să spunem că unui arbitru de la VAR e frică că arbitrul central nu știu cum e. Deci nu. Eu așa spun că ar trebui schimbat ceva. Adevărul, apropo de ce spuneți dumneavoastră, este că arbitrul din camera VAR, Costreie, nu îl cheamă pe Ișvan Covaș la monitor la o fază la care se impunea revederea acelui moment, pentru că este foarte complicat ce se întâmplă acolo cu atacantul echipei dumneavoastră în careul celor de la Craiova. Da, vă referiți la Debeliuh sau la pe un când a fost? La Debeliuh mă refer. La Debeliuh, că da. nu l-a chemat la monitor, la atacul acela asupra lui Debeliuh. Da, deci am zis că și la VAR ceva... Au fost mai mult decât ceva greșeli și asta nu înțeleg că acolo chiar la VAR, acolo au timp arbitrii să revadă de 10 ori dacă vor să azi și nu știu. Aș vrea să remarc două paradoxuri în cazul acestei povești cu meciul echipei dumneavoastră și Ișvan Covaș. Odată că Ișvan Covaș este cel mai bine cotat arbitru din România și probabil singurul arbitru pe care îl vom avea la turneul final al campionatului european în acest an, și, pe de altă parte, Ișvan Covaș este maghiar de etnie și vedem că vine la Sfântul Gheorghe și face ceea ce a făcut. Da, în primii ani, când am intrat în prima ligă, chiar lumea spunea că da, că dacă Covaș arbitrează pe șap și atunci așa și eu să fie avantajat. Am și râs că n-au nicio legătură, dar în ultimii trei ani putem să spunem că între ghilimele, am avut foarte mult ghinion când a fost el la centru, ca să nu spun altceva. Domnule, vă mulțumesc foarte mult, domnule Deosechi, pentru acest dialog. Să aveți o seară frumoasă în continuare. La fel, mulțumesc și eu, la revedere. Cristian, ce crezi că s-a întâmplat la această partidă? Pentru că, ok, mai poți să fii neatent, dar acea fază în care... Marcovic îl calcă pe picior, pe apărător și el primește lovitura de la 11 metri. Nu era cine știe ce aglomerație de jucători acolo. Covaș cred că era bine poziționat. Bine, fața bine. Lui se întâmplă așa ceva. Apoi, ok, dictezi, ai un moment din acesta de blackout, dictezi lovitura de la 11 metri. Ești chemat la monitor și nici după ce te uiți la monitor nu poți să iei decizia de a arăta măcar un cartonaș galben, dacă nu chiar roșu, pentru că este... un moment în care Marcovic îl calcă foarte clar pe picior pe ciobotariu. Am văzut și eu acea fază, chiar acea fază mi-a rămas cel mai bine tipărită în minte după meciul de ieri. Mi s-a părut și mai incredibil faptul că domnul Covaș, când s-a dus la VAR, a și stat acolo preț de câteva foarte momente mult, exact. Bune, ca și cum ar fi fost o decizie foarte grea de luat, adică nu era ceva evident în fața ochilor lui. Iar faptul că nu a venit și nu a acordat niciun cartonaș galben, mi se pare de-a dreptul uluitor. Ca și cum, la fel cum mi s-au părut și restul deciziilor pe care le-au luat, pentru că au fost câteva decizii care mi s-a părut că nu au avut nicio treabă cu regulamentul în meciul de ieri. Florin, e vorba totuși de cel mai bine cotat arbitru din România și un arbitru care... Eu am altă care... părere, Mihai. Ce anume? Eu am altă părere. Am văzut toate fazele astăzi de foarte multe ori. O singură greșeală a făcut Ișvan Covaș ieri, ce ai spus mai devreme, asta cu cartonașul. Dar nu era roșu de roșu. Era de galben. În rest, toate fazele sunt judecate corect. Adevărul e, dacă e să-ți... Eu le-am văzut și îmi spun să-ți, părerea... Să-ți spun și părerea mea, nici eu nu cred că nu trebuia să se acorde lovitura de la 11 metri la această fază cu Debeliuh și cu... când el pătrunde. Nu, dar la toate fazele. Sau roșu la unde? La mijlocul terenului, la Silva. Ăla este un faul, se lovesc doi jucători genunchi în genunchi, nu-l ține, nu-l trage când au cerut al doilea galben, cei de la Sepsi. Nu mi s-a părut că trebuia galben. Să ascultăm și părerea unui profesionist care este în legătură cu noi.
Bună seara, domnule Porumboiu. Bună seara. Au apărut discuții foarte aprinse în spațiul public după meciul între Șepși și Universitatea Craiova, pentru că Ișvan Covaci a fost acuzat de cei de la Șepși că, practic, din cauza lui ar fi pierdut, spun unii dintre ei. Am discutat mai devreme cu patronul, spune că nu este vina exclusivă a lui Ișvan Covaci, dar cei de la Șepși vorbesc despre o manieră de arbitraj foarte, foarte... Eu v-am răspuns, nu știam ce mă întrebați. Dacă mă întrebați de meci, sub cuvânt, n-am văzut meciul. Eram întrus pe București. Ok. N-ați observat această discuție aprinsă în jurul lui Ișvan Covaci? M-am uitat pe telefon, câteva comentarii, mai mult nimic. N-am văzut nicio frază și nu mă interesează, nu mă pasionează. Okay. Bun. Astăzi este ziua lui Gică Hagi. Cum priviți dumneavoastră acest moment în care îl celebrăm pe cel mai mare fotbalist român din toate timpurile? Sigur, dumneavoastră ați prins mult mai mulți fotbaliști mari. În comparație cu mine, de exemplu, poate aveți și altă părere în privința acestui statut de număr 1 în istoria fotbalului nostru. Păi, dar mă vedeți cu mine a fi un om normal. Sunt un om normal și toți oameni normali, la unison, recunosc că a fost și rămâne până la ora actuală cel mai mare fotbalist român din toate timpurile. Eu mi-am făcut datorii, în ghilimele, i-am trimis o felicitare de rigoare, mi-am mulțumit și asta și public îi spun tot binele din lume să-l înconjoare. Florin Prunea este alături de mine în studio și tocmai ne povestea mai devreme despre un meci în care i-a apărat două lovituri de la 11 metri lui Gică Hagi. Păi ne-a de arbitrat meciul. Păi tocmai de asta aminteam, Universitatea Cluj-Steaua. Dumneavoastră ați dictat cele două lovituri de la 11 metri pentru Steaua, corect, dar Florin corect. Prunea le-a apărat pe ambele. La Gică Hagi. La Gică Hagi, da. Trebuie să-și amintească Florin că ploua și ploaia l-a ajutat pe el, pentru că în punctul de la var se mai aluneca unul. Neadi, ți-aduce aminte că 10 minute ningea, 10 minute ploua, da, un vânt, o vreme... Da. Ați luat acele decizii fără ajutorul camerei var, nu-i așa? Nu era nevoie, da. Era aproape de Ați fi vrut să aveți acest sistem VAR în cariera dumneavoastră de arbitru? Ca arbitru mi-ar fi plăcut. Ca proprietar de echipă mi-ar fi plăcut. Dar ca arbitru nu v-ar fi plăcut? Nu. Păi de ce îți dispare în mod instant o parte din personalitate, exact ca și la un examen, te bazezi pe tine și dacă nu știi, îți suflă unul sau îți dă copiuța. Și atunci, așa avem noi astăzi atât de mulți doctori, dar nu doctori medici, din ăștia făcuți pe la, mă rog, da, diferite instituții, da, militarizate de învățământ. Da. corect. Domnule Porumboiu, prietenul, geamănul dumneavoastră, Ion Crăciunescu, spunea aseară la DigiSport, ieri dacă nu mă înșel, că ar fi dispus să preia alături de dumneavoastră și de Ioan Igna conducerea Comisiei Centrale a Arbitrilor, fiind exasperat de greșelile care se întâmplă în mandatul lui Chiros Vasaras. Pentru mine e târziu. Eu vin acum, vin după drum, e noapte afară. Așa că rămâne la capitolul. Nu știu dacă Ion Crăciunescu a dat această declarație pe lumină sau și la el era târziu. Ar fi trebuit să dea pentru tuneric, el e născut noaptea, iar eu sunt născut ziua, în aceeași zi. Dar nu exagerez, e o realitate.
Am înțeles. Da. Dar să știți că, așa cum spuneam, domnul Crăciuscu a pusat chiar și pe Ioan Igna l-ar vrea aproape în această aventură. Păi n-a plusat deloc. Igna, la vârsta pe care o are, cred că știe câți ani are, e mai verde ca toți. Deci, nu e niciun fel de problemă. Da, nu, Igna e somitate, arbitru. Și un om de toată isprava. Vorbesc așa frumos despre el pentru că este singurul, să spun așa, din foștii al... Da, vom încerca să refacem legătura cu Adrian Porumboiu. Florin, FCSB este totuși într-o situație în care trebuie să fie atentă, pentru că, iată, CFR, Rapid, Universitatea Craiova, toate echipele din spatele ei au câștigat în această rundă. Da, dar e mai greu să te uiți de jos în sus, că te ia amețeala, decât de sus în jos. Da. E mai greu. Hai să-l mai ascultăm un pic pe domnul Porumboiu. Domnule Porumboiu, vorbeați despre Ioan Igna când s-a întrerupt conversația. Da, e singurul care... Căruia îi port un respect deosebit. Cât a fost șef la Comisia de Arbitri, Vaslui n-a fost dezavantajat absolut niciodată. Pentru că le-a spus arbitri să arbitreze cum arbitra Porumboiu. Și că avem dovadă, așa au procedat arbitri. Alții, hai să trecem. Domnule Porumboiu, dacă nu mă înșel, Ioan Igna a arbitrat și o finală de campionat european în 1980, sper să nu mă înșel. Ceva mai târziu. Ceva mai târziu, spuneți dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb dacă credeți că Ișvan Kovac ne va reprezenta și el bine la turneul final al campionatului european din această vară, din vara acestui an. Am avut un dialog așa de frumos, degajat. De ce vreți să mă încărcați cu lucruri negative? Haide să lăsăm așa. Ce vreți să... Am înțeles. M-a scris într-un moment foarte bun. Da, să nu stricăm această stare de bine. Da. Domnule Porumboiu, vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. O seară frumoasă în continuare. Florin. Mihai, eu și acum când mă duc afară, tu și câte lume mă întreabă de neanelul Igna? Da. Ce face Ioan? Și eu zic, care Crăciunescu? E o promovare pentru mine. Până domnul Porumboiu, când mi-am adus, eu te rog să continui. Dar deci este incredibil. Toată lumea întreabă de ce face Ioan Igna. Da. Și acum este... Da, și am înțeles că e bine Neanelu și că se mai interesează și el din când. Dar mi se pare că a intrat la tine la o emisiune odată și a vorbit foarte frumos. Da, da. Nu? Ți-aduce aminte? Da, da. Parcă. Da. Este, și eu cred că și acum ar trebui folosită experiența lui. Este un om extraordinar și cu o experiență foarte mare. Da, da. Sigur că domnul Porumboiu n-are cum să nu știe foarte bine ce se întâmpla în acea epocă. Într-adevăr, vedem o semifinală de Euro arbitrată de Ioan Igna la Euro 88, da, între Germania de vest și țările de jos, cum Olanda. Se spune mai nou, da. Olanda, da. Deci, și de asemenea finala Cupei UEFA. În 1987, manșa secundă a fost arbitrată de Ioan Igna. Meciuri uriașe pe care el le-a arbitrat. E interesant că scrie aici că s-a născut în regatul României. Deci când s-a născut Ioan Igna, încă nu era... Prin cât e în anul 30 și... Da, văd că are 83 de ani. În 1940 e... În 40, da? Încă eram regat. De la Brașov încolo începe, nu? De la Castelul Brande, acolo, parcă era granița. Da. Cristian,
Remarcam acest lucru, că FCSB totuși trebuie să răspundă unui asalt al acestor echipe, forțele cele mai importante cu care rivalizează în play-off, au câștigat și Universitatea Craiova și CFR Cluj și Rapid de asemenea. Cred că în momentul de față cel mai mare adversar al celor de la FCSB este Gigi Becali, pentru că acolo, după cum s-a și văzut în ultimii ani, nu poți să știi niciodată când vine o decizie care să... Nu-i dai totuși un merit? Adică văd că deseori este văzut ca cel mai mare adversar al propriei sale echipe. Totuși Becali nu are și el un merit mai mic, mai mare în acest prim loc pe care îl are acum FCSB în clasament? Are meritul pentru că a investit constant de când este la echipa asta. Nu-i poate la nimeni faptul că a investit mereu în echipă, tot timpul a băgat bani, tot timpul a creat condiții, a făcut și acea bază sportivă în Berceni, care înțeleg că este la un nivel extrem de ridicat. Dar totuși, asta cu alesul primului 11 a schimbărilor, nu poate niciodată cineva să spună că este un lucru care trebuie să se întâmple în fotbalul de performanță, mai ales când tu îți dorești rezultate, visezi la Liga Campionilor. Eu văd că în fotbalul de performanță ei sunt pe primul loc. Sunt pe primul loc, dar eu cred sincer că un merit mai mare îl au antrenorii de acolo. Pentru că dacă antrenorii n-ar fi avut un merit, nu s-ar fi văzut acest lucru și în ultimii ani, când au fost alți antrenori care nu au reușit să facă chestia asta. Și iar un alt plus, cred că mai este și faptul că față de alți ani, când veneau tot timpul fel și fel de experimente, Gigi Becali experimenta la fiecare meci, este acum, dacă ne gândim, totuși e un prim 11 relativ cristalizat. Mai sunt câteva schimbări, mai este Băluță, intră Felipe, mai este, nu știu, Lixandru, intră Alhasan. Dar în mare parte sunt 9 sau 10 jucători. Fără Olaru, cum vezi atacul că va fi diseară? Păi înțeleg că domnul Becali vrea să-l bage pe Băluță Inter, ceea ce, din punctul meu de vedere, eu nu prea-l văd acolo. Nu știu, dumneavoastră, să-l vedeți? Nu. No. Și să joace cu Felipe în dreapta? Așa a declarat. După meciul din etapa trecută cu Craiova, a declarat că Băluță Felipe va fi trecut în dreapta, Inter. Miculescu în centru și Coman în stânga. Greu de... Sunt curios să văd la mijloc dacă îl bagă pe Baba Alhasan. Îi bagă greu, l-aș vedea pe Alhasan. Îi place mai mult de Lixandru în momentul ăsta. Da, Lixandru nu trebuie scos din echipă. Lixandru, el și șut. Baba Alhasan, așa văd mijlocul diseară. A, și să nu apară Miculescu sau Luis Felipe în primul rând. Eu cred că Luis Felipe nu va apărea. Pentru că va juca jucătorul care este sub vârstă, cu siguranță va fi Pantea. Pentru că nu-l văd în momentul de față pe Octavian Popescu. Astea sunt variantele, altă variantă. A apărut și primul 11 acum. A apărut? Da. Păi dacă l-avem. Ia spune-mi. Târnovanu, Crețu, Înghezana, Dawara, Dunović, șut, Lixandru, Alhasan, Octavian Popescu, Băluță, Felipe, Coman pe bancă, ce spuneam că nu se simte bine. Deci Octavian Popescu este jucătorul sub vârstă. Deci Florin, fără Olaru și fără Coman, 24 de goluri împreună cei doi jucători au marcat. Numai așa, ce vorbeam când spunea că cu accidentele și cu astea, că numai așa dacă se întâmplă ceva. E, în seara asta se pare că vor avea o problemă. Dacă Octavian Popescu și nu prinde o zi bună, cine joacă în față? Octavian Popescu? Băluță și Luis Felipe. Și Luis Felipe vor avea probleme. Mi se pare interesant că... Iar linia de mijloc mi se pare destul de puțin creativă, ca să zicem așa. Mai mult defensivă. Mai mult defensivă, cu Baba Alhasan. Cred că va avea libertate mai mult șut acum. Va face mai mult pe fază ofensivă. De fapt, cred, el și cu Lisandru vor face curândul. Da, și Baba Alhasan probabil va sta și va acoperi zona centrală. Și Alhasan a avut niște momente în anul în care a promovat Hermannstadt. Da, el a marcat foarte bine. Da, și marchează, vine și el, da, vine. Dar nu și în acest sezon. Sezonul ăsta mai puțin, într-adevăr, da. Bun, haideți să-i ascultăm pe Constantin Budescu și Luis Munteanu cu declarații oferite înainte de această partidă care se anunță foarte interesantă pe arena națională între FCSB și Faro. Este, cred că, cel mai echilibrat campionat, atât în zona de jos a clasamentului, cât și în zona de sus. Dacă pierd câteva meciuri, iar noi câștigăm CFR-ul, iar a câștigat destul de echilibrat, nu cred că este jucat campionat. Nu trebuie să arăt nimic nimănui. Eu încerc să fac treaba cât de bine pot, mă bucur de fotbal în continuare și sper să o fac cât mai mult de acum încolo. Cu siguranță, dacă o să facem un joc bun, să facem ambele faze, o să venim acasă cu cele 3 puncte. Va da victoria din nou speranța la Vigo? Și că un moment dat părea așa ceva? Momentan ne axăm pe play-off, trebuie să fim neapărat în play-off și după o să vedem, o să ne punem din nou un nou obiectiv și sperăm să-l îndeplinim. Da, am spus mereu că acesta este obiectivul meu, sper să am evoluții cât mai bune și să ajung la Euro.
I-am ascultat pe Constantin Budescu și Luis Munteanu cu declarații oferite înainte de vizita pe care Farul o face pe Arena Națională pentru meciul cu liderul FCSB. Și acum îl salutăm pe Ceaba Astaloș, președinte al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Bună seara, domnule Astaloș! Bună seara dumneavoastră, invitaților dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Vă mulțumim foarte mult! Vreau să vă întrebăm legat de această declarație care a creat foarte multe comentarii. Dorinel Munteanu, antrenor al echipei Oțelul Galați, la finalul partidului dintre Rapid și Oțelul, a spus că niște persoane mai bronzate din tribuna din Giulești i-au creat anumite neplăceri în timpul partidului dintre Rapid și Oțelul. Cum ați privit dumneavoastră această declarație a lui Dorinel Munteanu? Noi miercuri avem ședință de colegiu săptămânală și o să o punem în discuție și dacă se impune o autosesizare, atunci colegiul va decide în acest sens sau nu. Am văzut dezbaterile din spațiu public, unii încearcă să bagatelizeze, spunând că e o poreclă și așa mai departe. Și din punctul meu de vedere, un antrenor de Liga 1 trebuie să aibă o ținută și trebuie să aibă o școală. Trebuie să fie un exemplu pentru sportivi și pentru cetățeni în general, indiferent dacă pierde o partidă sau câștigă o partidă. Și antrenorii sunt un fel de învățători, practic, în societate. În sport și este important comportamentul acestora și dacă spectatorii au un comportament nepotrivit, agresiv, acest lucru se poate sesiza, nici un astfel de comportament nu este, n-ar fi trebuit să fie permis pe stadioane, adică să ai în spatele băncilor de rezervă unii oameni care vorbesc foarte urât la adresa antrenorului sau la echipei vizitatoare. Nici acest lucru nu este normal, dar nu justifică comportamentul antrenorilor care, indiferent de la ce sunt supuși din partea spectatorilor, trebuie să aibă un cod de conduită și trebuie să fie un exemplu în societate, pentru că ei sunt foarte vizibili, sunt formatori de opinie și nu în ultimul rând sunt formatori ai sportivilor și a copiilor care doresc să facă sport și doresc să facă performanțe și își aleg modele în societate din rândul sportivilor și a antrenorilor. Nu ați primit nicio plângere în privința acestui eveniment? Pe parcursul zilei de astăzi nu am avut nicio plângere, ceea ce nu este posibil să primim o plângere. Ce simțiți? O astfel de afirmație din partea unei persoane atât de cunoscute cum este Dorinel Munteanu poate genera o acțiune la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, eventual o convocare a lui Dorinel Munteanu, ceva de genul acesta? În principiu, dacă vom primi o plângere sau colegiul decide să se autosesizeze, atunci da, Dorinel Munteanu va fi citat în acest caz și își va expune punctul de vedere. Avem o situație mai rar întâlnită. În aceste zile, Clubul Rapid, sigur, e vorba de clubul sportiv și e vorba de clubul de fotbal. Dar, ca idee, Rapid, așa în general, este și în postură de victimă, să zicem, și în postură de agresor, pentru că la meciul de handbal dintre Rapid și Ferencvaros, pivotul echipei maghiare a spus că a fost agresată tot așa cu conotații rasiste de un spectator, un fan al Rapidului. Da, am urmărit ambele evenimente sportive, sunt un iubitor de sport și încerc să urmăresc la fața locului, dacă nu prin intermediul dumneavoastră al televiziunilor. Și am urmărit în direct și interviul domnului Dorinel Munteanu, cum am văzut și interviul jucătoarei din Franța, multiplă campioană mondială europeană din ce înțeleg. Și
Da, trebuie să ajungem la acel nivel, în astfel de spectatori, indiferent la ce eveniment sportiv vorbim, pot fi identificați în mod ușor. Asta înseamnă că trebuie doar a se aplica legea Dragomir și să știm cine este pe stadioane, să știm cine se află într-o polivalentă și da, identificate aceste persoane, să li se aplice sancțiunile letale, chiar și interdicția pe o perioadă de a mai participa la astfel de manifestări sportive. Am văzut că unii au pus sub îndoială reacția sau punctul de vedere al jucătoarei din Franța și mă întreb eu care ar fi fost motivul să facă un astfel de lucru. Jucătoarea Ferencvaros și-a câștigat partida, nu cred că o jucătoare care apelează la astfel de tipuri are o carieră excelentă și cred că trebuie să bagatelizăm. Văd reacții în societate după ambele evenimente prin care se încearcă a se pune așa preșul pe acest eveniment, a se bagatelize, a se ascunde și așa mai departe. Ați văzut și reacția jucătoare din Franța, nu a generalizat, a aplaudat cei spectatori și susținători ai Rapidului care și-au susținut în mod fair play echipa. Au apreciat atmosfera creată în sală, dar au arătat că a existat sau a existat persoane care au avut manifestări rasiste. Domnule Asaloș, îmi permiteți această glumă să vă întreb cu cine a ținut la Rapid cu Ferencvaros? Am ținut cu Rapid, sincer, pentru că mi-am dorit să se califice mai departe sau să aibă șanse. Am înțeles că matematic ar mai exista. M-am bucurat foarte mult de CSM că a bătut Gheor. E o performanță, știți, n-am mai pierdut echipa de un an și ceva și în Liga Campionilor e prima dată când pierde în această ediție. Mă bucur că nu mă întrebați de arbitrajul de la Șep și cu Universitatea Craiova. Dar dacă vreți să discutăm despre asta, de ce nu? Pentru că e o situație interesantă. Ișvancova, sigur, este de etnie maghiară și vedem că echipa din Sfântul Gheorghe îl acuză că din cauza... Da, eu am mai spus că arbitrajul nu ține de etnie, ține de cunoaștere și de greșeli. Asta este un exemplu clasic, că nu ține de etnie. Am înțeles. Aș vrea să vă întreb, cum vi se pare nivelul acesta de intoleranță, să zicem, nivelul acesta de al jignirilor cu conotații rasiste în sportul din România, în contextul evenimentelor din Europa de acest gen? Se întâmplă și în alte state din Europa, dar acolo se iau și măsuri. Adică se identifică persoanele care au un astfel de comportament și cluburile se delimitează și se aplică o sancțiune. Eu la Oțelul Galați n-am văzut nicio delimitare. Nu este o susținere a lui Dorinel Muntean, nu este o delimitare. Nici măcar la Rapid nu am văzut vreo delimitare în urma partidei de fotbal. Dacă este o susținere din partea Oțelului, atunci, dacă va fi o plângere, probabil vom cita și clubul la care lucrează domnul Dorinel Muntean. Procedural așa. Domnule Asaloș, vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Mulțumesc și eu. Să aveți o seară frumoasă în continuare. Florin, cum vezi tot acest scandal și acum și în contextul declarațiilor pe care le-a oferit domnul Asaloș aici la ProSport Live? Eu cred că se face prea mare, un balon așa prea mare din cele două evenimente și vreau să spun că față de țările civilizate, așa zise, în ghilimele, ai văzut ce a fost la Getafe cu Real Madrid, ce a făcut lui Vinicius? Dar lui Vinicius se întâmplă în mod constant în Spania. Ai văzut ce este în Germania, în Franța, ai văzut ce este, ce probleme sunt? Noi suntem copii mici și eu nu consider că românii, noi, nu neapărat în sport, societatea, suntem rasiști. Din contră, suntem extrem de toleranți. Da, vedem că, în general, în România, în condițiile în care, iată, a venit un val de 300.000 de muncitori din Asia, de exemplu, sau din străinătate, să nu zicem că doar din Asia, dar cei mai mulți sunt veniți din Asia, totuși nu auzim de incidente care se... Păi nu sunt incidente, că noi am primit, nu suntem, nativi nu suntem rasiști.
Acesta este punctul meu de vedere. Și acum, sigur că dânsul reprezintă o instituție care cu lucrurile astea se ocupă și când prinde puțin pe cineva, din, mai ales cum este din fotbal, la așa, încearcă să-i dea așa o notă de... Îl chemăm la audieri, îl... dar mie nu mi se pare că este o remarcă rasistă. Dorinel a greșit. Eu i-am spus de la început. Dar la început, el a început interviul lui lăudând suporterii Rapidului. Da? Doamne, extraordinar, aici ai o plăcere să joci. După aceea, sigur că pune-te și în locul lui Dorinel. Un meci întreg să stai și să suporți de mamă, de nevastă, de la un metru de tine, de eu știu ce a mai fost pe acolo, cafele aruncate și așa mai departe. El a fost și la cal după meci imediat, a răbufnit. Dar eu nu consider că este o jignire atât de mare și domnul Șucu, eu cred că este un om de mare calitate și comunicatul pe care l-a dat astăzi este exact ceea ce s-a întâmplat acolo și aș mai saluta în primul rând și reacția lui Liviu Ungureanu, care a fost una... Să vedem și ce părere deci, are eu cred că așa trebuie. Cristi, și lucrurile... Cristi Munteanu, care este director la Oțelul și care, desigur, e cunoscut în lumea fotbalului încă de când era portar la echipe bune din divizia drept Babicu. Salut, Cristi! Salut, bună seara! I-am auzit cumva vocea lui domnul Prunea? Domnul Prunea, salut, da! Salut! Salut, Florin! Salut! Salut, Babicu! Eu sunt Babicu și el e Hanțu. El cine e? Hanțu! Chiar am porecla lui Florin. Hanțu! De ce Hanțu? E celebru cântăresc de muzică plăutărească. Aha! Bine, avem un celebru cât să-l fi știu și eu. Cum să nu, Hanțu? Da, de la noi de acolo, Vatra Luminoasă, zona aia, pe acolo. Da. Ok. Cristi, am vorbit mai devreme cu președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Cea Basola, și aici la ProSport Live, și domnia s-a încheiat dialogul spunându-ne că ar putea și Oțelul Galați să fie convocat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, adică și clubul vostru, pentru că îl susțineți pe Dorinel Munteanu în toată această poveste cu declarația de după meciul din Giulești. Adică, cu alte cuvinte, trebuia să-l dați afară imediat, să mai ne-l lase politicienii ăștia, Babicule. No. Că au prins acum așa, au prins așa un nume, Dorinel Munteanu, și încearcă să-l terfelească și să-l bage în toată această mizerie. Să-și vadă de treburile lor că au treburi mai importante decât să se bage. Noi suntem un popor tolerant, suntem un popor românii, nu suntem rasiști. Ce se întâmplă în alte țări față de noi, chiar să mai lase domnul Astaloș. Nu, asta spuneam, chiar l-am văzut aseară pe meme-ul la televizor, cu aceeași părere ca el. Adică, bă, frate, nici nu mai știi cum să mai vorbești, nu știu cum mai te adresezi la oameni. Uite, nu ți-ascund, tu știi foarte bine, Florin, că erai managerul sportiv al lui Dinamo. Când eram eu portar la Dinamo și era Niculescu și Dănciulescu. Le știi foarte bine poreclele lor. Adică am ajuns într-o zonă în care nu mai știi cum să te adresezi unui om. Dacă e bronzat, dacă nu e bronzat, dacă e mai negru la culoare sau e mai, știu eu, negru de tot. Că nu se poate. Prea mult. Vorba ta, l-au prins pe Dorinel Munteanu, care e foarte cunoscut în România. Așa, zai, domnule, ca să dăm noi un exemplu. Bună, un exemplu în cariera lui. Recordmenul de serviciu la echipa națională, să-l chem tu la Consiliul Discriminării. Vedeți-vă de treabă, lumea n-are ce să pună pe masă și s-au băgat ei acum să intre în fotbal. Să-și vadă de politica lor și să lase fotbalul în pace, că nu suntem noi rasiști în fotbal. Probabil această instituție uitați lumea de ea în ultimul timp și acum cu Dorinel Munteanu ce ai zis, gata, să-și aducă lumea aminte de cine suntem sau de ce luăm salarii pe acolo. Nu, se exagerează. Cerea cu domnul la o echipă serioasă, Dorinel Munteanu era dat afară. Pă, bune? Pentru ce? În primul rând, să gândesc la Dorinel Munteanu ca om. E un om serios. Și spun ceva, Florin, noi avem peste 70% dintre jucători și nu străini. Da, mă, nu, avem și musulmani în echipă. La modul general vorbesc. Chiar nu suntem noi rasiști. Atâta, am văzut ce i-a făcut lui Vinicius, vorbeam cu Mihai mai devreme, sau ce se întâmplă pe afară, când aruncă aia cu banane, cu... Păi acolo sunt probleme, dar nu la noi în România. Acum aveți, Doamne, a făcut Dorinel Munteanu, poate a greșit și el, nu trebuia să spună ce a spus acum Babicul. Hai să fim, i-am și spus că am vorbit eu la telefon. Bă, nu trebuia să spui, trebuia să te abții, dar bă, dacă te-am suportat și eu Dorin, dar gândește că el în spatele băncii. Știu, mă, ce a fost acolo, știu ce i-au făcut. Care l-au și scuipat. Știu că l-au scuipat, știu.
Și suntem oameni, adică e și sub impulsul jocului și a rezultatului a celor care îți fac presiune. Aceeași problemă Dorinel a avut-o, îmi pare rău să o spun, câți moldovenii noștri, la Iași, în spatele băncii de rezervă, a fost distrus, jignit de toate alea. Adică, partea nu le vedem? Îți dai seama, Florin, îți dai seama că, nu știu, Dorinel Munteanu pentru noi... Înseamnă, ce înseamnă în țările acestea mari, fotbaliștii în acestea uriași, adică este omul cu cele mai multe meciuri în echipa națională într-o perioadă în care național avea un nivel foarte ridicat al jocului. Foarte ridicat și meciuri mai puține, cred, decât în ziua de azi. Așa, și vedem, iată, s-a întâmplat și la Iași, se întâmplă și în Giulești, adică cum se poate ca pe un om care a însemnat atâta și continuă să însemne pentru fotbalul nostru, dar a însemnat ca jucător ceva inegalabil, pentru istoria noastră, să fie în asemenea hal tratat. Da, pentru că nu mai există respect. Toți sunt tratați Florin, la fel. Florin Prunea, nu mai există respect față de oamenii valori și acestei țări. Și tu știi cel mai bine pe pielea ta. Da, și eu mi le iau, aoleu, ce mi le iau și eu pe unde mă duc, că mi-o plec și mie frigiderul, nu că mă duceam ca jucător, ca antrenor. Problema este alta, că în unele locuri sunt puși să facă lucrul ăsta. Aici e problema mare. Da, păi, atâtea antrenori. Cum? Păi da, bineînțeles, voi la Galați cât aveți de la bancă până la tribună? Cred că e mai aproape decât e pe Giulești. Așa este. Florin, ce ar însemna acum ca la meciul următor pe la Rapid, cine va fi antrenor, să pui acolo 30 de inși și să... Nu e regulă. Așa ceva nu se face. Nu pot acuza că nu am dovezi că au fost pus sau nu au fost puși. Nu mă refer la meciul ăsta, în general mă refer. A, în general, da. Eu ce pot să spun? Pot să spun că de când am început campionatul ăsta pe Florin Mihai, de când ăsta l-a început în Liga 1, în Superliga, la fiecare meci, arbitru de rezervă, să-i facem acasul Dornel în pătrățelul lui acolo, de zici că e fundaș central. Deci de când au început acest arbitru de rezervă vine și normal că îl irită. Te irită și termine un meci cum a fost și cel din Giulești și normal... Ești sub impulsul nervilor, a stresului și poți să arunci o vorbă aiurea. Sau să mă gândești, sau e lasă-ți-o cu răutate sau cu asta. Repet, avem 70% de jucători hotelului, sunt străini. Scouterul nostru principal al clubului este Salif Logo, care este jucător de culoare, fost jucător de culoare. Și este angajatul nostru. Poți să-mi spună, Dorinel, că e rasist. S-a exagerat. Cristi, voi ați avut o formulare interesantă în comunicatul vostru al clubului. Ați spus că și voi v-ați simțit discriminați de felul în care v-a arbitrat, ați fost arbitrați la meciul acesta din Giulești. Stai puțin, că bănuiesc că ați văzut cu toți meciul. Da. E ceva răutăcios, o tentă răutăcioasă, bun, e un adevăr. Sau faptul că cum v-am zis, la fiecare meci, Dorinel este vânat din minutul 1 până minutul 90. Asta ce înseamnă? Nu te simți discriminat și tu? Că scoți, băi, atenție, parcă văd, atenție la Dorinel, vedeți, fiți cu ochii pe el. Că ăsta e adevărul. El este mai impulsiv, dar Gică Hagi cum e? Dan Petrescu cum era? Da, mi se pare că Dorinel Munteanu a făcut ceva... care să fie, știu eu, așa, ieșit din comun. Adică, ok, mai strigă pe marginea terenului, dar nu mi se pare că este un tip care să fi spart, credeți, să zicem, vreun plexiglas acolo. Dan Petrescu era mai coleric decât el, corect? Ce anume? Dan Petrescu era mai coleric decât Dorinel. Sunt de acord, da. Mult mai coleric. Și mult mai coleric. Și Dorinel este vânat din minutul 1. E cel mai suspendat antrenor. Eu aș spune că și Gică Hagi este mai... Și Hagi... este mai impulsiv ca el. Da. Da, nu înțeleg, dar mă rog, până la urmă ne simțim, Mihai, discriminați când pe unde mergem în țară, moldoveni la moldoveni. Știi ce vreau să spun? Da, asta este, nu văd ce de ce nu ar intra, pentru că este vorba de o regiune și de un apelativ la adresa unei regiuni. Adică nu văd de ce nu am putea încadra această jignire
la adresa moldovenilor în general, la chestiunea aceasta cu bronzat sau mai știu eu ce. Am acum la oraz, Mihai, cu toții, pe bune. Noi glumim între noi, ne facem, avem porecle, avem... Asta înseamnă că suntem rasiști, pe bune? Și mergem mai încolo cu numele. A zice că la fece botoșani avem o problemă să-i spunem numele fundașului Stânga, nu? Că îl cheamă Țigănașul. Asta e o tâmpenie, ce Dumnezeu, pe bune, luăm razna cu toții. Dăm importanță la prea mare, la... Vom vedea cum va fi tratat acest caz în continuare, însă asta vreau să spun, Cristi, că nu este exclus ca măcar Dorina Munteanu, dacă nu, și clubul vostru să fiți citați la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Vor avea miercuri o ședință în acest sens. Te aștept la orice. Da, mi s-a părut foarte deplasată declarația domnului Duminică, dacă nu greșesc. Da. Așa, în care a spus la un club mare în Europa, era antrenorul dat afară imediat. Băi, pe bune? Da. Da. Eu cred că, de asemenea, dacă e să mergem pe această... pe acest gen de discurs, eu cred că, de asemenea, la un club mare din Europa, toți autorii bullying-ului, agresiunilor din timpul meciului la adresa lui Dorinel Munteanu erau identificați și ei și, de asemenea, primeau interdicție să mai apară pe stadionul Rapid și probabil pe toate stadioanele. Cred. Cel mai bun exemplu este cu noi. Ue moldoveni. Păi, stați, nu-i rasist și ăsta? Sunt de acord, Când jignești așa mase de oameni doar pentru o apartenență la o zonă, la o, nu știu, la o etnie și așa mai departe, da, nu văd de ce nu ar fi, din aceeași categorie, nu ar face parte. Nu, s-a exagerat și să nu uităm de faptul că Dorinel e un om integru, e un om foarte serios. Ia să e puțin babic, că mi-am adus aminte. Aș pune o întrebare lui domnul Astaloș. Da. La meciul Sepsis Sfântul Gheorghe Craiova, cu întreruptul meciului atunci, da. Când s-a țigat tot stadionul, țiganii, cum e? Atunci s-a sesizat domnul Astaloș. Nu s-a sesizat, nu? Da, nu s-a sesizat. Păi și cum e posibil așa ceva? Așa că să ne lase domnul Astaloș cu... L-a găsit pe Dorinel Munteanu, cel mai galonat jucător român din toate timpurile și ne dă exemple nouă de Dorinel Munteanu. Atunci de ce nu s-a sesizat? Că am auzit la televizor toată țara. Păi cum e? Atunci cum e? Cristi, vrei să mai adaugi ceva? Nu, mulțumesc. Mulțumesc de telefon și... Și eu îți mulțumesc pentru această discuție și succes în continuare. Baftă, nu mai bine. Mulțumesc, doamnește. La revedere. Cristian, dincolo de toată această discuție legată de acest episod, rămâne faptul că Rapid are 3 victorii în primele 3 meciuri din acest an în campionat. Îl vedem pe Burmaz... Achiziție făcută iarna, se spune că iarna e greu să găsești jucători de valoare. Iată, Burmaz vine, marchează 3 goluri. Începutul e bun, e clar, și pentru el, Burmaz, ca jucător, și pentru echipă, începutul de an, dar totuși să vedem și cum continuă, pentru că e greu să legi victoria așa la nesfârșit. Totuși, finalul de an pentru ei a fost catastrofală, victoria aceea cu FCSB și după aia cât au avut 5 sau 6 meciuri la rând în care n-au bătut nimic. Deci trebuie văzut și cum se continuă și când vor veni poate niște adversari mai tari, pentru că au avut meciul cu Dinamo, unde au jucat slab. Dinamo mi s-a părut că a jucat mai bine și e greu să tragi o concluzie după un asemenea meci. Acum au bătut-o pe Oțelul, care, deși e o echipă bună, e o echipă din a doua jumătate, se bate către zona retrogradării. Să vedem când vor veni niște adversari mai puternici. Mihai, dar vezi că nu e chiar așa cu jucătorii iarna. Au dat o sumă destul de mare pe el și el vine dintr-un campionat unde a marcat goluri. Da. Deci aici eu cred că este o mostră în primul rând de profesionalism și de management și de investiție. El nu este un jucător, de exemplu, cum a luat Dinamo pe unul care n-a jucat de 7 luni, 2 luni. I-au luat, a marcat peste 10 goluri în campionatul Serbiei, Burmaz. Deci, dar e vorba de investiție. E adevărat, e vorba de investiție. Pe de altă parte, echipa cu cel mai slab atac în 2023, Dinamo, are o lună la dispoziție în care să-și aducă pentru atac niște întăriri. Evident, era echipa cu cele mai puține goluri marcate și l-aduc doar pe Petru Neagu, care în primele 3 meciuri în acest campionat nu contează. Și în rest n-au adus nimic pentru atac. N-au adus niciun jucător ofensiv. Cei mai buni jucători de la Dinamo sunt cei din garda veche. Îmi pare rău că trebuie să o spun. Și mă refer aici Abdala, Gregorio, Denis Politic și Iglesias, când a intrat la mijloc, eu cred că poate să facă mult mai bine, să alerge mult mai mult decât ce avem acum la mijlocul terenului. Este punctul meu de vedere. Și aici se vede că transferurile care au fost, ele nu se lipse de calitate, se vede și Velkovski, iar în momentul când se vede că are o anumită experiență și așa la un anumit nivel, sau Pavicic, dar nu îi ajută picioarele, Mihai. Ei sunt nepregătiți din punct de vedere fizic. Ai văzut la Bauza, săracul,
Patrichi, ce pompe dădea în spatele lui. Mă, pe bune? Sau când scăpa la gol la Basala, și ai văzut? Și mai o expresie care îmi place. Dădea gâturi. Păi, gâturi sau pompe tot aia. Da, și gâturi mult. Dădea, nu-l prindeau săracii. Asta se vede că ei nu sunt, din punct de vedere fizic, la primul gol. Păi, bă, nu iese unul să-l blocheze acolo pe Basa. Velcovski stătea și se uitea să retrăgea. Asta înseamnă neputință. Pavicici l-a avut în fața lui, la fel se retrăgea. Bă, să nu ieșiți niciunul, să-l opriți, să nu lăsați să dea la poartă de acolo. Dar asta e problema. Florin Prunea, Cristian Luță, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la ProSport Live. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că v-ați uitat la emisiune și vă așteptăm și mâine seară de la ora 18 pentru a discuta în primul rând despre ce se întâmplă la derbiul din această seară dintre FCSB și Farul. Să aveți o seară frumoasă continuare.